Dragilor, astăzi o bucurie mare la cărți deschise pentru minți deschise. Un uh, prieten, aș putea să spun, uh, un prieten drag, este vorba despre Cezar uh, Ionașcu, mentor. Și astăzi uh, vorbim despre Muntele Tăcerii, cartea lui Chiriacos Marchides și o să vă mărturisesc și de ce m-am gândit să fac cu Cezar uh, acest material video despre această carte. Uh, Într-una din postările lui Cezar legate de Familie legate de tradiție, de valorile clasice, de valorile perene ale uh, societății noastre, uh, și vorbind, bineînțeles, despre uh, cum să le numesc? Nu știu, general, retrituri, retrageri, uh, pelerinaje, habarna, fiecare își alege termenul. La Muntele Atos, dacă nu mă înșel, cred că ai făcut până acum cinci. Spun bine, mă mă corectez dar Eu m-am încercat să mă informez. Așa. Și în continuare Cezar o să mai fac astfel de de grupuri și vă mărturisesc sincer că m-aș asocia și eu într o astfel de, de, de călătorie. Uh, pentru că de curând întors din Grecia am făcut acea croazieră pe lângă muntele Atos de la Uranopoli, dar e ca și cum ai zgâria gheața așa cu degețelul, adică te duce bineînțeles în starea respectivă, dar uh, să te duci efectiv pe muntele Atos este altceva. Așadar, uh, văzând acest lucru la, la cezar uh, și văzându-l în mână, lucru care m-a surprins și m-a bucurat și m-a entuziasmat ca un copil, Văzând în mâna lui Cartea Muntele Tăcerii a lui Chiriacos Marchides, m-am bucurat foarte mult, pentru că, după cum știm, Chiriacos Marchides a scris această trilogie superbă. Este vorba despre Muntele Tăcerii, darurile deșertului, izvorul iubirii și dialogurile lui cu părintele Maximus. Așa cum este scrisă această carte, Muntele Tăcerii, Așa mi-aș dori să decurgă discuția mea cu Cezar. Pentru că vorbește acolo Kiriakos uh, Marchides într-un ton alert, într-un ton, aș putea spune, uh, carismatic, într-un ton modern și nu arhaic, da? într-un ton care să spunem că l-ar fascina sau l-ar atrage sau l-ar captiva pe omul modern. Pentru că noi, de fapt, lui ne adresăm. Omului contemporan, omului. Modern, și nu vorbim în niște termeni, să spunem, scolastici, dogmatici, bisericești, oarecum pe neînțelesul omului contemporan, ci acolo găsim cu totul și cu totul altceva. Și te-aș întreba, Cezar, cumva îmbinând această experiență de la Muntele Atos și am văzut fotografii cu, cu sfinți părinți, călugări, puznici cu care ai vorbit și făcând referire la cartea lui Chiriacos Marchides, ce înțelegem noi prin înduhovnicire? Aș încerca să răspund, dar răspunsul pentru înduhovnicire nu are cuvinte. Încerc, sau e o încercare perpetuă de la prima călătorie în martie, în care la sfârșitul fiecarei serii îl întrebam pe cuviosul părinte Gheronda, înțeleptul, da? cel care guverna Chilia, întrebam întreba, părinte, mi-ați rezervat și mie mâine un bilet la vapor către Uranopoli înapoi? Zice, nu, ce zare, mai stai, mai stai o zi. Bine, părinte, și în loc de trei zile, cum se fac pelerinajele, am nevoit vreo zece. Cert este că atunci, cam din a treia zi, în duhovnicirea mea a început prin a trăi și a viețui în rânduiala monahală. Care e definită prin două cuvinte foarte scurte, că așa începe în duhovnicirea, Muncă, rugăciune, muncă, rugăciune. Perpetu. Și dacă se poate, dacă atunci când muncești și nu mai ai suflu, să mai zici câte o rugăciune, ca să-ți vină suflul la loc, e și mai bine. Cam asta e atosul. Și începutul înduhovnicirii. Drumul presupune căutarea altor două cuvinte pe care cei mai mulți le-am refuzat cea mai mare parte a vieții noastre, pace sufletească. Iar pacea asta sufletească, tehnic vorbind, vine prin mântuire. Tot din încercarea mea de acum, apropo de contactul cu Muntele Atos, face parte și a nu defini teologic, dogmatic sau mistic această experiență. De aceea mi-e foarte greu să răspund, de fapt, și să dau definiții la ceea ce mi s-a întâmplat și continuă să mi se întâmple. Spre diferență de orice training, webinar, seminar, carte, parcurs scolastic pe care l-am avut în viață, care a dispărut sau s-a topit de la 48 de ore până la un an maxim, la cele bune, contactul cu Atosul e invers. Să desface și să face mai mare în mine cu fiecare zi care trece. Și la un moment dat, firește, după ce primește acel dar, acest cadou, aceste prăjituri și torturi, cum zicea unul din și părinți, s-ar putea cezare pentru că a venit cu o afluență către tine mare să ți să ia. Și să apară zminteala. <laughs> și am avut parte și de asta. Nu, un episod nu foarte de demult, în care, așa cum povestea în una dintre cărți, Dionise Ignat, de la Colciu, există trei stadii ale rugăciunii. Cea în care ești rookie, beginner, începător, debutant în înduhovnicire și îți faci canonul seara în micul paraclis, cum făceam eu pe Atos, și în urletele șacalilor de afară. Pentru că de la un moment dat încolo, noaptea pe Atos sunt mistreți și șacali, e plin. Deci nu puteam să ies din paraclis, sufletește, nici nu mă puteam întoarce în chilie ca să mă odihnesc și să scurtez canonul. Afară nu puteam să mă duc, erau șacali și trebuia să, să merg pe culoarul ăsta. Și la un dat în noaptea asta atonită și în oricare dintre nopțile în care făceam canon, apar niște luminițe din icoană. Pentru că mintea mintea încă activă îți joacă feste. E prima fază. E rugăciunea pentru începători. În care ai vedenii, ți se pare. Pentru că acolo în întuneric, cu respect e o mică candelă la Coana Maicii Domnului și cam atât e singura sursă de lumină. În rest, e întuneric. Și beznă, mai ales în capul oamenilor care încep să se roage cum era în capul meu. Să știi că, în paranteză, accesarea lui Dumnezeu la 45 de ani e destul de dureroasă. Adică e E foarte dureroasă. Revenim. Din toate punctele de vedere. A doua forma rugăciunii, al doilea stadiu pentru cei un pic mai avansați, e momentul în care ieși în lume și într-o sminteală absolută începi să-i acuzi pe ceilalți de ce nu se roagă și cred cât tine și ca tine. Începi să lovești și să acuzi. În primul rând, de ei pe cei dragi în balon. Cum ar fi oxana De ce nu crezi ca mine? Pentru că ea face o educație către oameni într-un alt spirit, care firește îl conține pe Dumnezeu, pentru că la capătul celălalt oamenii se schimbă în bine. Și a face treaba extraordinară, dar nu este rolul meu să o schimb niciodată. <laughs> dar eu venind de pe atos forjat, de ce nu te rog? <laughs> Bun. Și al treilea stadiu de care vorbesc cu bio și părinții este stadiul în care inima se roagă fără minte. Nu știu dacă o să-l prindem noi acest stadiu în viața aceasta. Și de coborârea minții în inima. Nu știu dacă o să-l prindem, repet. Nu. La ce am văzut în Atos, nu cred. Probabil sub 0,00001% dintre noi prind până la capătul vieții trăind o sfințenie sau trăind înduhovnicire acest lucru. Cert este că mântuirea e drumul către înduhovnicire. Mântuirea are două forme. Tot te vorbesc acum cumva tehnic. Din ce am primit, fiind la nivel embrionar în în, această, în acest demers al meu, în această curiozitate. Mântuirea are două forme și rușii au redactat foarte frumos pe tema asta. Există mântuire prin muncă? Da, munce. Ți un... s-au dat, dat niște daruri la naștere, de către Dumnezeu firește, pe care tu trebuie să le pui în folosul lumii. Și ești benefic lumii, mai ales bărbatul în utilitatea lui. Și mulți oameni fac o treabă foarte bună. Și se mântuiesc. Da? Nu știu, salvează vieți omenești, fac mașini, se duc și fac hârtie acolo la guvern sau ce fac ei, nu știu, sunt de folos sau de mai puțin folos. Abană. Și mai există oameni cu har. Și harul ăsta se întâmplă inclusiv sau se întâmplă să fie primit inclusiv de oamenii care au, exagerând așa, să dau niște exemple extreme din ce am lecturat, inclusiv oamenilor care au profile criminaloide. Harul nu alege, nu discerne. Ți se dă și atât. Ce înseamnă har, din ce am priceput în aceste drumuri la adus? Dar repet, ca și cuvântul în duhovnicire, nu-l pot defini, având totuși proprietatea cuvintelor limbii române. Harul, așa cum l-am văzut, cum mi s-a arătat, cum nu știu, parcă l-am atins, nu-l pot defini în cuvinte. La fel ca și Duhul Sfânt. Nu pot să spun uite, s-a întâmplat asta, sau am avut o stare nepământeană. Poate e cea mai complicată explicație pe care o pot da. Am avut la un moment dat, după șapte zile patos, într-o dimineață pe care nu o să o uit toată viața mea, ceva pe care aș putea denumi într-un cuvânt iubire, față de un ceva de cineva, până la lacrimi, și am țipat în gura mare, Părinte, părinte, am coborât scările. Există Dumnezeu, părinte. Atât am putut. Altceva nu am mai putut să rostesc. Părinte, există Dumnezeu. Și el răzând, am crucișat mâine, s-a uitat la mine și a zis, îmi dai în scris, băiete, chestia asta. Și de atunci a început, era viner, într-o vineri dimineață. Și nu... Aici, probabil, un psiholog foarte instruit poate să spună că e vorba de deliri mistic sau de o dogmă care mi-a fost insuflată sau de o teologie pe care am căpătat o sau de nu știu ce schismă. Nu are nicio legătură cu asta. Atosul nu are legătură și nu are nicio legătură în simțire umană, nici cu dogma, nici cu teologia, nici cu religia, nici cu nimic. Ca să fim, repet, este un orizont personal. Fiecare simte într-un rețetar particular atosul după ce urcă acolo. Cert este că în secunda de față, această înduhovnicire de care m-ai întrebat și pe care am căutat-o, în rând cu foarte mulți alții, la Biserica de Mir, cea da, de, pe la colțul străzii, din piața publică, cu preoți parohi, E un drum, e ok, poate fi căutat acolo. Am fost de curând, așa cum vorbeam noi doi, am fost și am vizitat Biserica Ortodoxă Rusă. De la Catedrala Kazan din Cremlin, din Piața Roșie, până la bisericile de mir din provincie, din Ceboxari, de la Cotul Volgăi, din de pe lângă Ulianovsk, din, din Kazan, din Tatarstan, exact granița dintre Islam și Ortodoxie acolo. Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Rusă și manifestarea lui Dumnezeu pe muntele Atos, așa cum eu am întâmplat-o, în afară de cele două cuvinte, Dumnezeu și Ortodoxie, n-au nicio legătură. Niciuna. Și repede, am frecventat pe toate trei amintirile fiind un foarte proaspete. Una de o viață întreagă, pornind din familie, sunt totuși nepot de preot, tatăl mamei mele, Dumnezeu să lete preotul Hristache Tatu din legiunea preoților de după cel de-al doilea război mondial în munții Francii, care au ținut acolo cumva alături de preotul Bălănuță, bunului prieten, tatăl Leopoldinei Bălănuță, și de un, încă, un, încă un preot paroh, au ținut cumva țara Franței în picioare, ca luptă creștină. Într-o vreme în care comunismul era acum era colectivizări și alte lucruri. Și am această, nu știu, amintire la purtător. Dar căutând în duhovnicirea în Biserica de ca nepot de preot, am găsit-o până la un punct, prin spovedanie, prin post, prin cât am putut face, repet, nu... Fiind întrebat acum 10 ani, când m-am reîntors către dreapta credință, de către un, un, un bun și cu mare duh preot foarte apropiat mie din familie, care, care are și un alt grad ierarhic, m-a tras lângă el și a zis, m-a băgat în biserică, a închis biserica și ce zara ai probleme, trebuie să rezolvăm, să-ți niște lucruri, știi vreo rugăciune? Și a zis nu. E valabil și astăzi. Știu două rugăciuni, dar le știu bine. Bine însemnând bine. Am început tot frecventând Atosul să cunosc mai nou și tipicului, deci liturgia, să văd cum se desfășoară. Vreau în continuare să studiez tot ce se cheamă lucrare teologică, pentru că încă eu caut răspunsuri. Apropo de întrebarea ta despre înduhobnicire în lectură, n-aș fi citit niciodată o carte teologică dacă nu mergeam pe Atos. De când m-am întors atunci în martie, cred că am lecturat undeva între nu vreau să exagerez, între 20 și 25 de cărți consistente despre teologie, despre credință, de la Chiriacos Marchides, Muntele Tăcerii, una dintre ultimele pe care le-am terminat, dar am trecut prin pelerinul rus, am trecut prin mare inițiația Indiei și Părintele Paisiei, am trecut, uite, în avion, mergând ultima dată la Atos, dus în am citit Viețile Sfinților Iconari, Carte redactată de un diacon foarte interesantă. Am citit nu știu, monografia despre Elie Cleopa și tot așa. Adică mi-au intrat ca untul pe pâine. S-a deschis ceva. Repet. De, altfel, de, altfel, de altfel, Pelerinul Rus este publicată tot în colecția de spiritualitate creștină a editurii Da, e o carte de bază. Deci ce-am ce -am trăit alături de Pelerinul Rus, personajul principal, până la lacrim, pentru că vedeam fiind foarte proaspăt atosul, vedeam gesturile. Vedeam piciorul tărât, vedeam, uh, vedeam, ofițerul rus, nu, vedeam bocan cu care îi strivea cumva fața în furtul Bibliei pe care o avea ca singur exemplar la și tot așa. Am trăit cu pelerinul, primirea în casa de oaspeți de către marele judecător funcționar public era din cu soția, care erau foarte creștini, de ce există șansa, apropo de asta, în locul în care mă duc la Atos și care este ferit și este în afara circuitului turismului duhovnicesc de pe Atos. Și o să, poate o să revenim asupra acestui subiect pentru că am, fără să fiu în judecată sau e foarte bine venit în brațele mai ce domnul orice bărbat care merge la Atos acolo și mai bună intenție de a merge la Atos, chemarea trebuie îndeplinită și e frumos cu oamenii mers la Atos. Dar eu văd Atosul în anumite standarde. Eu văd Atosul ca o garnizoană. Atosul nu e de glumit, nu poți să te duci oricum la Atos. Mergem și noi la Atos. Nu e despre turism duhovnicesc. Nu e turism, da. Nu. Adică, Atosul fiind garnizoană, presupune o organizare și o metodică internă și niște standarde de respectat. Nu. Atosul presupune, în primul și în primul rând, pregătire. Da? Dă un fel anume, pe care o fac cu fiecare dintre cei care vin cu mine, de exemplu. Nu poți să te duci oricum la Atos, doi la mână. trebuie o traducere locală. Când ajungi la Atos, cineva trebuie să-ți traducă ce se întâmplă. Nu poți să hărtănești oameni într-un microbuz, dintr-o mănăstire în alta, punându-i să închine contra timp, hai Grigore, întâi la microbuz. Nu, vreau să fiu un judecată. nu, dar așa și este. Nu, nu, da, da, da. E foarte că mă întâlnesc cu aceste grupuri. Grupul meu, grupul care merge cu mine, da, și care are o cauză. Nu, noi nu ne ce să luăm de la Atos. În primul rând, nu ne ce să dăm. Da? Să dăm pe Atos, nu să dăm patos, nu să tipăresc bani. Înțeleg ca rol bărbătesc să ajuți credința nu doar cu rugăciune, ci și cu faptă și cu bani. Așa înțeleg eu. Alții poate nu înțeleg, alții iau cu titlul gratuit, că într-adevăr, mănăstirile te găzduiesc cu titlul gratuit. Nu văd așa lucruri. Da, asta e o chestie secundară. Principal, când plec la Atos, merg doar cu oameni de o anumită condiție morală. Grupul care se formează de maxim o persoane, cu mai mult nume, în primul rând are o ținută morală. A ținut post înainte să meargă patos. Și nu doar post de carne sau la carne. Sau de la contact sexual. Nu. De la gândul rău. Postul de gând rău poate e cel mai greu post din lume. Pasa gândurilor. Este, este infernal. E ceva la fața locului numai. Pentru mine oamenii sunt eroi. Adică să este, 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 Tăierea poftei, al doilea pilon al atosului, o să vorbim poate de pilonii atosului, mi se pare ceva. Am încercat-o de un număr de ori. De un număr de ori. Bun. Ei, oamenii care merg cu mine acolo au o anumită condiție morală, o anumită conduită, o anumită imagine, o anumită uniformă. Nu accept în grupul meu pe atos tricouri albe mulate pe burți. Nu accept. Nu accept țigări fumate în curtea mănăstirilor. Nu accept alcool, nu accept vorbi la telefon tare, nu accept. Pentru că asta mi impune loc. O să-mi recunoști grupul din... Nu vreau să mă laud, că nu-i cazul. Dar o să-i să recunoști pe cei care merg cu mine. Adică sunt doar haine negre sau blomarin, pălărie da, sau șapcă neagră, ochelari de soare că e nevoie că suntem totuși pe munte, încălțări adecvate, o anumită imagine, o anumită uniformă. Iarăși, la fața locului e nevoie de traducere despre adresabilitatea față de și părinți. Ce faci? Mergi pe munte, te întâlnești cu un domn în sutană și barbălând. Ce? ce zici? n-am știut. Că nu-i ca la noi. Vă salut. <laughs> nu e. De și ai zice că e ceva banal. Nu e banal. Ca să te De ce să te duci pregătit la sau să ai un traducător? Ca să ca să, ca să intre ce e de intrat de la Atos ca și cadou, că sunt imense cadourile pe Atos. Imense, îți spun. Deci am făcut cursuri, am făcut seminarii, repet, n-are nicio. Totul, totu, totu, totu s-a topit în 48 de ore, de la cei buni, de la un Robbins. Totul s-a topit în 48 de ore. S-a topit, a dispărut. M-au încântat, m-au scurt circuitat, lumini, video, umbre, muzică, puf! De ce? Că n-are duh. E simplu, am și găsit explicația imediată, adică nu are duh. Aici e viceversa. Mă duc cam o dată pe lună, la 30-40 de zile, așa. Lăsăm totuși cinci copii acasă. Ai mei și ai Oxani. Dar mă duc ca o misiune, da? Am ceva de făcut. Și de fiecare dată, Deși merg cam prin aceleași culoare, ca să mă rog, de fiecare dată, de fiecare dată, semnificațiile sunt altele. N-am văzut în viața mea. Deci, n-am văzut acest fenomen și, slavă Domnului, n-am văzut toată lumea, dar am văzut suficient de multe până în vârstă. N-am văzut în viața mea atâtea semne, pil de lumină. Și știu doar două rugăciuni. Eu. Atât. Vine că te-ai la rugăciune, că vreau... asta era următoarea întrebare. Doar două, atât știu, doar două rugăciuni și, și recunosc uh, cântările și tipicul din liturgie. Vin unii care știu de 10 milioane de ori mai multe cam și văd cum știu totuși și, și spun că trebuie să știi stihul 4 cu matei, cu combinați, și îmi dau citate din psalm care spun că ascunzându-și de cele mai multe ori neputința și sărăcia. Din păcate. Deci cei, cele mai multe reacții din aceste călătorii, apropo de simțirile pe care le-am afișat oamenilor într-un mărturisire, au fost despre atunci. nu știi. La Matei spune că trebuie... Da, călugăria sau monahia este o alegere. Acolo se face jurământul sărăciei. E un jurământ să alege sărăcia în mod voit. În partea noastră lumească, eu spun, cu acordul cu vioșilor părinți, că Dumnezeu te vrea foarte bogat. Și atunci când mă duc la Dumnezeu pe Atos, eu mă duc smerit, în mare smerenie, mă pun în fața lui Dumnezeu și spun, Doamne, mulțumesc pentru ce am, întorc către Tine daruri. Așa înțe... Apropo de partea bărbătească. Pentru că am primit probabil cele mai multe comentarii posibile despre, nu, 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 tu nu înțelegi cu sărăcia și bogăția. Faci o confuzie în psalmi, în Matei, în Ioan, în, să zice altceva. Eu spun ce am simțit eu. Dumnezeu nu te vrea sărac. Și am o. Nu e o problemă, e o trăire despre acest aspect. Foarte mulți oameni se ascund în spatele pasajelor biblice justificându-și sărăcia. E foarte deranjant. De fiecare dată când m-am întors de la Atos, totul a fost mai clar, mai limpede, mai acut, mai activ, mai cu liniște și cu mai multe spume. Asta e clar, că Atos -o are particularitatea de a scoate din tine adevăr. Fie că luminos, fie că întunecat. Și în momentul când te întorci în lume, brut. Deci te întorci foarte brut acasă, foarte calm, foarte brut. Ei, această secvență ajută la împuternicire, în duhovnicirea de la Atos, ajută la împuternicire lumească. Și nu împuternicire de genul să stăm toată ziua în rugăciune și în sărăcie, că nu suntem călugări. Noi suntem oameni ai lumii. Eu am și am o secvență, un schimb, o replică, s-a născut și o poveste, că Stăm în genunchi și ascultăm Sfânta Liturghie. Ok. Și întreb așa cu unul, părinte, s-a terminat? S-a terminat. Gata? Da, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne, este Hristos, miluiește mântuiește în pe noi. Formula prin care se anunță public că liturgia s-a terminat. S-a terminat, părinte, gata, da mâna pe sabie, tată. Gata rugăciunea, dar mâna pe sabie. Cu multă credință. Și nu sabie, nu sabie în sensul să omori pe cineva. Nu, gata, la treabă. Dați da drumul la treabă. Dați drumul la treabă. Pentru că mulți rămân în senzația aia de plutire din biserică. A, nu. Nu. Credința înseamnă și tabel, și muncă până scurge sânge de pe degete până îți crapă urechile, credință înseamnă, la urma urmei, când reușești cumva să ieși din dogmă, înseamnă un set de valori bune pe care le aplici asupra ta și a familiei tale și a celor din jur. Asta e credință. Deci mâna pe sabie, Mâna pe instant. Pentru că dacă tu prelungești starea rugăciunii, tin să cazi în alte chestii. În misticism, în alte povești care sunt zmintele. Repet, este un orizont personal asupra credinței. Ce? Unul dintre punctele importante, și cu asta închei, iertare, apropo, de înduhovnicire pe Atos, pentru că nu fac pelerinaje la Atos. A nu să înțelege, e un, e un disclaimer pe care îl dau, nu fac pele. nu urc 10 oameni într-un microbus la București, ca să dormim 15 în cameră la Atos. Nu, nu fac acest lucru. De acest lucru se ocupă alții și o fac foarte bine. Slavă Dumnezeu că fac acest lucru și că oamenii merg la Atos și există această chemare și suntem cei mai mulți pelerini la Atos. Noi români. Și eu. E foarte frumos acest lucru. Dar am un pariu cu cei din grupurile mele pe care pelerinii care vin cu aceste grupuri sigur nu l-au am întrebat. Prima zi, zi și jumătate din cele trei pe care le petrecem pe Atos, în aceste grupuri restrânse, e ca oamenii care vin cu mine să facă ascultare. E primul pilon al atos Atos are trei piloni. A face ascultare, sau face ascultare, tăierea poftelor și smerita cugetare. Ăștia sunt piloni, ca stâlpilul societății al lui Henry Kimson, da, Deci exact 1, 2, 3. A face ascultare în. Înseamnă că tu intri în atos și dacă o figură monahală, indiferent de unde, îți adresează o cerere, lași tot ce ai în mână, orice gând și îndeplinești. Știe el de ce ți-o dă. Știe de ce ți-o dă. Tu pictai? Perfect. Și îți spune, mergi la curăța cartofi, lași pensula, chiar dacă n-ai terminat. da? Și te arunci în bucătărie și curezi cartofi. O minte fără Dumnezeu ar spune, dar de ce? Asta e aroganță. Am trăit-o pe pielea mea. Am trăit Onatos pe pielea mea, repet, mi am luat bătaie pe această temă și a murit arogantul acolo. Și ce bine a făcut că a murit. A e o clinică de vindecare suflete, în primul rând. Bun, revenim. O zi, o zi și jumătate, cei care merg cu mine fac ascultare. La grădină, la magazia de lemne, la bucătărie, la curățenie, la piatră, la biserică, că eu, să construiești o biserică în curtea Chilei, unde stăm. Care e, e fantastic. Deci Să dilată timpul. Efectiv să dilată timpul. Dacă, dacă Einstein a zis în mica teorema realitatității, energia cinetică e masa ori -o accelerația particulei la pătrat, apoi energia asta cinetică e atât de mare și să dilată, dat fiind că accelerația particulei este foarte mică. Deci timpul să dilată pe atos, pentru că nu mai există accelerația particulei. Și timpul capătă o malformație o, în care tu trăiești într-o zi cât o săptămână. Da, iertare, am răspuns <laughs> despre uh, ce, Revenind, pentru că na, ho, o să am multe întrebări, dar să sperăm că le, le ducem pe toate la Poate ne încadrăm, da. Poate ne încadrăm. Uh, ce a pentru tine citirea acestei cărți și mai ales mă gândesc la titlul ei atât de metaforic și până la urmă atât de, atât de uh, sugestiv. Pentru că este până la urmă un jurnal isihast, da. Muntele Tăcerii. Este da. un jurnal isihast pentru că isihia înseamnă în limba greacă liniștire. Liniștea de care vorbeai tu, pacea, pacea sufletească. Ce a însemnat acest munte al tăcerii? a însemnat un alt, o altă formă de leturgion, de liturgie. Leturgion vine tot din greacă de la lucrarea împreună. Și muntele tăcerii al lui Marchides mie mi-a spus că, încă o dată, nimic fără Dumnezeu. Într-o formă sau altă. Facem, facem, ne forțăm, ne încordăm și la sfârșit el punctează, printre altele în carte, învățăceilor pe care îi întâlnește pe drum alături de martorul ocular al acestei călătorii, eu, eu, eu am, văzut o, am văzut muntele tăcerii ca un real life enactment. Am impresia că părintele Maximum i-a spus autorului, lasă-le așa cum să nu le modifica. Am senzația că a fost discuția asta între ei, pentru că am citit recenzii sau istoricul cărții și mi-a apărut, am ținut minte fraza asta călătoria pe care eu o fac, da? cu toate senzațiile respective, este despre leturghion, lucrarea împreună, noi oameni între noi și noi cu Dumnezeu. Asta mi-a mi adus aminte carte. Doi la mână, din însăși titlu. Muntele acesta, Agios Oros, da? Agion Oros, te face să taci. Acolo nu poți să vorbești, adică te apuci poate în primele ore să vorbești mult de emoție, de ca înainte de injecție. Dar de la un punct încolo, toată lumea taci. Deci efectiv taci. Și nu-i vorba că taci din gură, taci înăuntru. Ce înseamnă asta? De ce e bun atosul pentru bărbați mai ales? Pentru că e momentul sau secvența globală în care eu n-aș mai pune gândirea pe primul loc. Varianta nouă, sensul cel nou al celor pe care le înțeleg apropo de ce am văzut în atos e despre a simți. Nu e o unealtă nouă neapărat și nu e o bucată pe care o consfințesc eu acum prin mărturisire lumii. Nu. Dar, dar, e vremea, într-un final, e vreme să nu mai reacționăm gândind, ci simțind. Dau exemple practice. Uite, pentru business, că tot e. La ce folosește muntele tăcerea lui marchide sunt în business? Păi folosește. Pentru că acolo se vorbește de primul gând, de exemplu. Sau de gândul cel bun. Care n-ar trebui în viața noastră tuturor să mai facă loc gândului rău. Exemplu, -i, grația. Te întâlnești cu un om cu care trebuie să contractezi, trecând printr-o negociere. Și cu toții, probabil, am trecut prin Și inima ta, îți spune despre cel din fața ta că e un țepar nenorocit. Îți spune inimă. Dinăuntru spre afară. Din afară. Toate informațiile, tot ambalajul, toate recomandările. Tu spun despre el că este un, un om, om, extraordinar. Un om extraordinar. Și tu nu te iei după inima ta. Că poate, poate o să-ți să -ți iasă, o să faci. Îți e țeapă de fiecare dată. Invariabil. Și nu știu cum, inclusiv eu sunt pe această listă, încă nu vrem să ne înțelepțim, nu vrem să ne înduhovnicim. Nu vrem. Înduhovnicire înseamnă gândul bun, primul gând. Al doilea e deja rău. Al doilea gând mereu e deja rău. Și în viața asta, așa cum le-am adunat, nu e despre ce se întâmplă. Oricum ți se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Ideea e cum reacționezi în fața ceea ce se întâmplă. Și pentru că de obicei inima nu prea mai are chill pentru a recepta cei împrejur ca să aibă și a mușchi ei, avem tendința naturală să ne dedăm unor cauze, dogme, doctrine, în doctrină foarte facil. Și cineva să vină din afară în aceste mii slăbite să ne inoculeze ce au ei nevoie. A zis un cuvios părinte chiar în curte la Vatopedi ultima dată, Mănăstirea Vatopedi, apropo, un mare exercițiu de antreprenoriat. Vreți să învățați antreprenoriat? Veniți vizitați, studiați locuiți în mănăstirea patopedică. ca să vedeți cicluri de producție, eficientizare în muncă, distribuția muncii, împărțirea profitului, generarea profitului, neimpozitarea profitului. Vreți să învățați asta? Mergeți la Vatopedi. Obțineți dacă puteți o întrevedere cu Efrem ca să înțelegeți ce înseamnă, starețul mănăstirii ca să înțelegeți ce înseamnă. Ce înseamnă ministrul de interne Ordine publică, disciplină și, respectiv, reprezentare externă. Ca să vedeți cum Vatopedia are o cifră de afacere anuală care îngroapă orice societate comercială de De ce? Pentru că are un stareț deștept. Am asistat ultima dată la primirea oficială a Arhiepiscopului Ortodox al Australiei, de către Efrem și brigada lui. Doar am mișcat din cap, eram la intrarea mânăstirii, eram acolo, nu-mi mai povesteam, eram fizic acum mișcat din cap s-au aliniat. Deci n-a zis din gură, n-a dat din deget, a dat din cap. Sau aliniat. aliniat. 20 de călugări, capul, drept tot. Așa se face. Nu se face așa și să lasă păreri la liber, fără credință, apare un alt fenomen. Tot în curtea la Vatopede, în alt cuvios părinte, pe care foarte mulți români îl cunosc. Nu o să-i zic numele că n-am bine binecuvântare. Cezare, da, părinte. Ascultăm. ascultare, părinte. Iartă și bine cuvântează. Ascultare, părinte, zine. Cezare e un aflux foarte mare de români la atos. Zic, văd, părinte. Știi? Asta califică România ca țara din Europa cu cel mai efervescent fenomen religios acum. Zic, interesant, părinte. Și părea că știe ce zice, părea, sigur știe ce zice. Zic, cum ar fi, părinte, cum tratați, cum vedeți subiectul? Și e foarte bine, cezar, pe de-o parte, oamenii se întorc la credință. E foarte dăunător și periculos, cezar, pe partea cealaltă. Zic, cum periculos, părinte? Ne-au văzut, cezare. Au văzut și ei. Zic, ei cine? Ei, ceilalți, băieții cu necuratul. Și a început să enumere niște L, G, T, Q, B, F-uri. Și zic, și cum fac ei, părinte, că nu... nu Lasă-i să trăiască pentru că acceptare socială, pentru că politică e corect, pentru că nu e așa, noi suntem iertători. Ce cezare? Știi care e problema? îl eviscerează pe Dumnezeu din cei tineri. De cum, părinte? Îl scot pe Dumnezeu din cei tineri. Pe toate căile, băiete. Și ce e un om fără Dumnezeu Cezare? E nimic. Și cu un nimic poți să faci ce vrei tu. Și astăzi, la, la aproape două săptămâni distanță de când mi-a zis-o, mă bântuie chestia asta. Cred că misiunea Atosului și a întregii mișcări să-l bage pe Dumnezeu înapoi în oameni înainte să bage necuratul ce are de băgat, mai ales la copii și cei tineri, căci, precum se observă, din păcate, atacurile fix la aceste vârste, vârste la care mintea e ca un burete și absorbe ce e facil. Da. Ce înțelegem prin rugăciunea inimii? Și de fapt această întrebare și următoarea au cumva, au nu, au cumva, au cu siguranță legătură între ele pentru că vorbim despre ce am pomenit mai devreme, Coborârea minții în inimă, despre uh, stihul Isihast, Doamne, varianta lungă. Doamne Isuse Hristoase, uh, miluiește-mă pe mine robul tău sau Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă. Uh, cum, cum ce ar trebui să, să înțelegem din această rugăciune? Nimic care se pare că este nu doar cea mai scurtă, dar este cea mai desfolosită de uh, părinții atoniți și probabil că și cea mai, uh, cea mai eficientă atunci când vorbim de baza gândurilor. Probabil că este greu uh, să te ajute memoria să spui o rugăciune foarte lungă uh, din cartea de rugăciuni, dar asta este foarte scurtă și este tot timpul în mintea ta. Păi cum să uit? Cum să uit vreodată? Când în prima seară, în prima seară, ușor speriat, ușor tumefiat, mai ales cerebral, nu înțelegeam nimic din ce acolo. Se întâmplă nimic și se întâmplă tot patos. M-am întins pe laviță, era, e o laviță, nu e pat, e o laviță, e o bucată de lemn, pe care e o, mic, o mică saltea. Știi, m-am stăteam cu ochii mari așa, Mă uitam în gol, având un coleg de cameră. Unde stăm noi, suntem doi în cameră. Și nu știu, cum, se duce la toaletă și vine Gheronda. verificându numai dacă sunt în regulă. Atenție. Deci a, a venit, să, ești ok ce s-a așezat la marginea patului, deasupra, în dreapta, o cruce în lateralul patului și zice, știi, vreo rugăciune. Nu, Părinte. Tatăl nostru, zic, o știe toată lumea, o știu, dar rugăciunea inimii, știi? Da, Părinte. Zic. Și zic. Zice, nu. Ce e asta? Rugăciunea inimii. Nu. În primul rând, ce Hai să luăm varianta eficientă din rugăciunea inimii aia despre care eu știu că funcționează. Zic, ce înseamnă eficientă? Înseamnă varianta scurtă. Varianta lungă, completă, Doamne, Sfântul există toase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. E lungă, cezare. În cap gânduri între cuvintele lungi. Și nu mai e rugăciune. Hai să luăm varianta scurtă. Da, părinte. Zi. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și eu foarte repede, cum am un David verbal foarte mare, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește -mă. Să reluăm. Deci, efectiv, așa am învățat rugăciunea. Nu-i patos. Acum, repet, suntem brionare în această rugăciune. Nu, cezare. Înțelege că e un schimb. Înțelege, nu o să uită toi toi trăi. Înțelege că e un schimb. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Bagă. Deci era lângă mine, făceam. Deci, tehnic, făceam ca la repetiții. Și nu mi-a venit, atenție, nu mi-a venit natural din primă. N-a fost că gata, mi-a zis și o fac. Nu. Și prin repetiții, da, încep să te apropii ca formă, nu ca și conținut, că nu e ușoară. A doua seară, de a doua seară mi-a zis, când toată chilia se liniștește, te, du te duci jos în paraclis. și spui o oră cu metanie. Și da, părin. Cine -i? Eu? Eu? Nu știu alții. Și mi-a dat seară de seară chestia. O oră. O oră. După un sfert de oră, invariabil, dacă ești om, îți curg lacrimi. Dacă ești om, deci invariabil. Pentru că apare mama, tata, copii, viața, moartea, toate. În Doamne Iisuse Hristoase miluiește. Doamne Iisuse Hristoase miluiește. Doamne, când zice a, a, a 300, a 400, au curg lacrim, Oricine ai fi. Poți să fii măcelar de oameni. Deci, do repet, doar să fii om. Dacă nu ești om, nu văd cum să nu plângi. Pentru că Doamne Isuse, miluiește-mă, cheamă probabil ceva, că n-am putut să-mi definez nici azi. Nu am studii teologice. Ce am simțit este nu, nu că. nu că ia curăță. Te duci jos de pe picioare. Deci scoate din tine. Și a fost o treabă, chiar zilele trecute, Ilie Cleopa a fost o singură dată la Atos și în curtea la Vatopedii stăteau cu vioși părinți și l-au ascultat trei ore despre rugăciune. Cum să te rogi? E legendă chestia asta. Doi la mână. Au văzut că am început să dibuiesc cumva că mă simțeam bine cu rugăciunea pe care începeam să o zic din mers. Cum o zic și astăzi, prin mașină mă apucă. Și îmi face foarte bine și face foarte bine. Zice, ce zaream? unde sunt cei mai mulți draci? În iad, părinte, zice, nu. Dar unde, părinte? Pe altar. Păca pe Zic, cum, părinte, ce mai mult? Te încearcă, ce Dacă te apropii, te închin. La icoană, care e un simbol, nu e o bucată de lemn, e un simbol și nu-i cu inima, te ia, te înhață. de aia stau pe altar. Mi se face pira de găină și acum. Da. Părintele Vasile Ioana, pe care presupun că-l știi, spunea la lansarea cărții Muntele Tăcerii că viața creștinului trăitor este o viață de comuniune, pentru că nu poate nimeni, spunea Sfinția sa, să se mântuiască singur. Inclusiv pusnicii pe care îi întâlnim la muntele Atos nu se mântuiesc singur, ci punându-și viața lor în slujba rugăciunii pentru comunitate. Foarte frumos. Așa este. Leturgion, liturgia pe care o să sub ceea ce a desenat Sfântul Ioan Gură de Aur, este despre lucrarea împreună. Asta înseamnă liturghion, care se întâmplă în basilica, basilicum, casa împăratului, casa lui Dumnezeu. Asta facem noi. Facem o lucrare împreună în casa lui Dumnezeu, locul unde este pace întotdeauna. Tot ce trebuie să înțeleagă Enoriașul e că atunci când vine la biserică, contribuim cu rugăciunea lui, să plece acasă cu forța pe care o generează rugăciunile tuturor celor din biserică care se îndreaptă într-un singur punct. Asta e mecheria la biserică. Credința înainte de orice pentru mine, în inima mea, înseamnă o mare putere, o forță nu mai există vreodată. Nu o să mai existe vreodată pe pământul ăsta o forță mai mare. Credința. Noi, deci noi, Apar, repet, da, dăm deoparte misticism, teologie, dogmă, doctrină, liturgie, nu, credința, adică setul de valori bune de natură ortodoxă, pe care fiecare le are în el și pe care le manifestă, ai mare, mare, mare șmecherie a acestei vieți. Duminica viitoare la slujbă, dacă ți-ai ca punct de reper întâlnirea cu Dumnezeu de la liturgie, ai o singură misiune de la o săptămână la alta, să fii mai bun. Că dacă tu ai 140 de kilograme, fără să judec, și tu vii, în boală, și tu vii duminica viitoare cu 143 de kilograme la biserică după 4 în săptămâna asta, O să spui că Dumnezeu iubește pe toți, mai puțin pe tine că te-ai îngrășat. Ai fost un pic nesimțit săptămâna asta. Dumnezeu te vrea îmbunătățit. De aia se vorbește de viață îmbunătățită a Sfinților Părinți. Da? Eu mă gândesc că dacă am ajuns la 140 de kilograme, din întâmplare, din, din stres, da, am dat un exemplu aleator. Săptămâna viitoare, la slujbă duminică, eu trebuie să mă duc măcar la 137-138. Dacă eu am citit săptămâna trecută până în slujbă 47 de pagini, duminica viitoare eu trebuie să mă duc peste săptămână cu 61 de pagini citit. Părerea mea. Dacă am făcut săptămâna asta 142, nu știu, 142 de milioane de lei, săptămâna viitoare eu ar trebui să mă duc în fața Domnului cu 172 de milioane de lei făcute. Asta înțeleg eu prin a fi bogat, a fi mai bun. Și când ești mai bun, Dumnezeu te răsplătește în toate. În toate, inclusiv în cont, inclusiv în creier, inclusiv în inimă. Ne rugăm, ok, am și zic cât părinte? O oră. Ai tănat rugăciunea? Da. La muncă, tată. La muncă, munca însemnă nu că mă duc la job și am un serviciu, nu, ai un o să intrăm poate în alte discuții. la eu o ciudată păcăleală care se stinge. Muncă înseamnă darurile care ți-au fost date pe această lume și pe care tu trebuie să le aduci la, la iveală, în beneficiu celorlalți. În folosul comunității, a obștii. Tot, știi cum e? Sorry, mă, mă... am consultații individuale cu oameni, da? Ne fi psiholog. Am o metodică dură, cei drept care își lefuiește suflet. A început să dispară reziliență. Oamenii nu mai au credința virtuții, nu mai au credința durerii. Ca singură formă de progres. Și încerc să-și lefuiesc. Am platforma online pe care o relansez nou. Tu bărbat, se va numi... Da? Eu bărbat. Am cartea scrisă. Tu bărbat. Am, pătru. am un set întreg de... Am tabere în care merg cu bărbații. Ce se întâmplă? Dacă nu prezervăm ceea ce e dat natural, prin îmbunătățire perpetuă, ne ducem. Ne... Și tehnologia care vine are credință umană în ea. Trebuie doar să învățăm să dansăm cu ea, nu trebuie să o. Da, patos e semnal, 5G în permanență. Poți să faci videoconferință de patos, dar nu-ți vine să atingi telefonul mobil. E o stare care. Nu-ți vine să atingi telefon. Îți spun, am stat o săptămână, nu am atins. Seara primeam de la bone mesaj cu starea copiilor, de la soție. N-am atins telefon. N-am atins telefon. Nu mi-a venit. Da. În sfârșit. Sunt multe. multe. Um, un dialog <laughs> Mai, uite, îmi găsesc eu greu cuvintele acum la finalul acestei discuții. Uh, cuvintele sunt prea sărace ca să, să spun câte lucruri frumoase am, am discutat, și mulțumesc foarte mult uh, lui Cezar Ionașcu, uh, mentor, pentru că a fost uh, alături de noi și uh, ne-a împărtășit. Vezi, ca Mirean, uh, exact cum spuneai. Materiale video am făcut cu părinți, cu teologi, venind cu această perspectivă. Mărturisesc că am vrut o altă perspectivă. A bărbatului care crede cu cea mai mare tărie în aceste valori menționate de tine puțin mai devreme, în valorile tradiționale ale familiei și în credința în Dumnezeu și această experiență pe care tu ai trăit-o acolo. Asta mi s-a părut. De aici, practic, am făcut și legătura între uh, drumurile tale uh, pe Atos și această carte superbă pe care, iată, o recomandăm uh, astăzi, uh, Muntele Tăcerii a lui Chiriacos Marchides, uh, prima, prima, lucrare care deschide seria Atonită. Uh, poate vom avea uh, ocazia altă dată să vorbim și despre celelalte două, uh, Darurile Deșertului și uh, Izvorul Iubirii. Și nu numai, nu numai, pentru că am pomenit iată și despre pelerinul rus. Sunt foarte multe cărți în această superbă, minunată, i spune o colecție de spiritualitate creștină, în căutarea spiritualității creștine din portofoliul editurii Herald. Încă o dată, mii de mulțumiri, Cezar. Dragilor, noi ne dăm întâlnire la un nou episod al emisiunii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Ce vă putem ura noi mai mult decât lectură plăcută? la citirea, la lecturarea acestei cărți și o zi binecuvântată. Doamne ajută! Doamne ajută!